Deputatul Vâlcean Dumitru Lovin, decanul de vârstă al parlamentarilor, a avut o nouă intervenție în Camera Deputaților, de această dată cerând lămuriri în privința unei investiții care stagnează în municipiu. Răspunsul a venit imediat din partea unui reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale. În 2016, reprezentanții primăriei Râmnicu Vâlcea anunțau că au predat Companiei Naționale de Investiții CNI-SA aplansamentul de lângă Parcul Zăvoi în vederea construirii unui bazin de not, până la finele lui 2018. Comunitatea de la Râmnicu Vâlcea a primit cu multă bucurie această veste, cu atât mai mult cu cât pentru acest oraș, în lipsa unor investiții serioase pe platforma petrochimică și a unei autostrăzi care să îi aducă mai aproape de Occident, șansele de dezvoltare sunt limitate. Turismul, atracțiile și obiectivele care încurajează o viață activă sunt totuși câteva dintre acestea. Numai că la începutul anului 2017, executivul local de la Râmnicu Vâlcea a anunțat că firma care a câștigat licitația privind execuția bazinului de not de lângă stadionul municipal, ar fi renunțat la contract, după ce și-au făcut calcule și ar fi ajuns la concluzia că n-ar fi o lucrare profitabilă. Din informațiile pe care le avem, ar fi urmat a doua licitație la CNI, dar de atunci a trecut încă un an și nimeni nu pare să știe care este situația exactă la ora actuală. În aceste condiții, mă adresez dumneavoastră solicitându-vă ca să-mi transmiteți în ce stadiu se află acest proiect derulat prin CNI, ce presupune această investiție, ce valoare are și când estimați că va putea fi valorificată de comunitatea de la Râmnicu Vâlcea. În concluzie, domnule viceprim-ministru, vă rog să vă precizați punctul de vedere cu privire la situația prezentată mai sus și cu autoritatea de care dispuneți să găsiți cele mai bune soluții de rezolvare. Solicit răspuns scris și oral. Vă mulțumesc. În anul 2010 a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul menționat, în urma finalizării procedurii de achiziție publică demarate în anul 2009, prin publicarea anunțului 89.682 din 29.10.2009, ulterior contractării lucrărilor, investiția a fost sistată din cauza lipsei fondurilor. Dată fiind perioada scursă de la contractarea lucrărilor, actualizarea proiectului pilot și ulterior adoptarea noului proiect pilot la amplasamentul propus, antreprenorul a solicitat revizuirea și actualizarea contractului. În urma negocierilor, cele două părți implicate, Compania Națională de Investiții în Speță și respectiv antreprenorul, nu au ajuns la un consens și astfel la această dată se propune rezilierea contractului de proiectare și execuție. În paralel, prin hotărârea 405 din 31.10.2017, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat preluarea de la Compania Națională de Investiții a terenului, pe care ar fi trebuit să se realizeze obiectivul de investiții, dat fiind faptul că se dorește accesarea finanțării prin Programul Operațional Regional pentru amenajarea unui parc. Menționând că valoarea investiției pentru realizarea bazinului de not didactic era de 4.251.262 de lei, prevăzut cu 5 culoare, regim de înălțime P+1 și avea o suprafață construită de 840 metri pătrați. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își exprimă și pe această cale totală deschidere și sincere interesul față de solicitările formulate de către membrii Parlamentului României ca importantă resursă pentru optimizarea politicilor sale. Mulțumesc!